ziua, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile amiezii. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Cel puțin 13 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite azi dimineață în cel mai mare atac cu rachete din ianuarie încoace împotriva Kievului. Comisia Europeană propune ca țările candidate, printre care și Republica Moldova, să adere la UE în mod gradual, iar la summitul de astăzi de la Bruxelles ar putea să nu fie anunțată data de începere propriu-zisă a negocierilor. Metropolitul Vladimir a suferit o intervenție chirurgicală la coloana vertebrală într-o clinică din Moscova. Pe perioada de recuperare. Trebuie să fie sub supravegherea medicilor care au făcut această operație. Rușii au atacat Kievul în această dimineață. Ucrainenii spun că apărarea antiaeriană a doborât toate cele 31 de rachete. Totuși, resturile care au căzut peste cartiere au rănit 13 oameni, printre care și o fetiță de 11 ani. Acesta este primul atac cu rachete de amploare asupra Kievului de la sfârșitul lunii ianuarie. Mai multe explozii puternice și tiruri ale apărării antiaeriene au putut fi auzite azi dimineață în centrul Kievului. Autoritățile au precizat că Rusia a lansat 2 rachete balistice și 29 de rachete de croazieră. Toate ar fi fost doboruite, însă resturile care au căzut peste cartiere au rănit mai mulți oameni, între care și o fetiță de 11 ani. Fragmente de rachete au căzut peste o grădiniță din districtul Sviatoșinski, a declarat primarul Kievului, adăugând că o clădire de apartamente și mașini din alte zone au luat foc. Imaginile de la fața locului arată un crater în mijlocul străzii, iar în blocul de alături mai iese fumul negru al incendiului deja stins. Во взрыва выбежала, а потом незадолго уже был второй взрыв, очень страшно. Если бы сын не вскочил, его бы уже не было. У нас вся квартира, все уничтожено. Un incendiu a izbucnit și într-o parcare de mașini. Clipurile video publicate de localnici arată automobile carbonizate. Între timp, metroul din capitala ucraineană era plin de oameni care au venit să se adăpostească. Un apartament dintr-o clădire rezidențială a fost cuprins de flăcări în sectorul Shevchenko, iar în Podolsk resturi de rachete au căzut pe teritoriul unei companii. Șeful diplomației ucrainene, Dmytro Kuleba, a condamnat atacul rusesc de la Kiev, publicând și fotografii cu urmările din capitala Ucrainei, inclusiv una cu un crater uriaș de lângă un bloc. El a cerut Congresului SUA să deblocheze pachetul de asistență militară pentru a salva vieți, a proteja libertatea și a învinge teroarea rusă. Și președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a publicat un clip video cu pompierii care stingeau incendiile provocate în resturile de rachete care au căzut peste clădiri. În mesajul care însoțea imaginile, Zelensky a menționat că pentru a pune capăt terorii care continuă în fiecare zi și noapte, este nevoie de unitate globală și voință politică. Liderul de la Kiev a cerut din nou ajutorul aliaților pentru a-și proteja țara de rachetele rusești. Ucraina domina agenda summitului UE care începe astăzi la Bruxelles. La această întâlnire, liderii europeni vor încerca să înarmeze mai bine Kievul, în fața a ceea ce ei consideră a fi o amenințare rusă din ce în ce mai îngrijorătoare. Ajutorul occidental se epuizează, iar mai mulți lideri europeni sunt îngrijorați că țara vecină ar putea fi învinsă de o Rusie care nu se va opri acolo. În cadrul summitului de 2 zile de la Bruxelles, cei 27 de șefi de state și de guverne vor dezbate mai multe subiecte, însă Ucraina va fi în centrul atenției, iar președintele Volodymyr Zelensky se va alătura liderilor prin legătură video.
Financial Times scrie că liderul francez Emmanuel Macron îi va îndemna pe liderii UE să adopte planuri radicale de majorare a cheltuielilor pentru apărarea Ucrainei. Demersul lui Macron va scoate la iveală diviziunile cu privire la modul de finanțare a celei mai mari reînarmări a Europei într-o perioadă în care bugetele naționale sunt tensionate, scrie ziarul. Diplomații spun că poziția lui Macron ar putea domina summitul la care urmează să se discute despre cum să gestioneze o Rusie ostilă, despre care unele capitale, inclusiv Parisul, consideră că reprezintă o amenințare existențială pentru continent. Blocul european explorează nenumărate modalități de a finanța cheltuielile suplimentare pentru apărare, de la utilizarea unor felii din bugetul său comun la tratarea cu indulgență a cheltuielilor militare în cadrul normelor care reglementează deficitele bugetare naționale. Alte propuneri controversate sunt utilizarea veniturilor din activele suverane rusești imobilizate în Europa pentru a finanța armamentul pentru Ucraina. Of course, the European Commission continues to stand by Ukraine and the people of Ukraine in defending their country. Therefore, in this fight, as long as it takes, the Commission will continue to support with all our means. UE se luptă cu modul în care să intensifice sprijinul pentru Ucraina și să facă apărarea europeană mai robustă. Asta pe fondul temerilor că ajutorul SUA pentru Kiev este în scădere și că protecția americană ar putea fi și retrasă dacă Donald Trump revine la președinție. O femeie de 37 de ani din capitală a suferit arsuri grave pe 20% din suprafața corpului, majoritatea la nivelul feței, după ce soțul ei a stropit-o cu acid. Am pus baliza jos și mama și-a zat pe pat. După care soțul a ieșit, a luat sticlă de acid și m-a stropit. A suferit arsuri minore și fiica de 7 ani a femeii în timp ce încerca să-și ajute mama. Revenim în câteva minute cu detalii despre această tragedie. Metropolitul Vladimir a suferit o intervenție chirurgicală la coloana vertebrală. Operația a avut loc ieri într-o clinică specializată din Moscova, anunță responsabilii de la metropolie, care precizează că acesta se simte bine și se află sub supravegherea medicilor. De ceva timp în alt presistul metropolit Vladimir avea probleme cu coloana vertebrală și acum s-a plinit vremea când trebuia să aibă loc această intervenție chirurgicală. Îi mulțumim lui Dumnezeu, dar și medicilor care s-au nevoit. Intervenția a fost una reușită. Operația la coloana vertebrală a avut loc într-o clinică specializată din Moscova. Urmează perioada de recuperare. Trebuie să fie sub supravegherea medicilor care au făcut această operație. În alt presfințitul nostru, Părinte Mitropolit, este bine. Mitropolitul Vladimir se află la Moscova de mai bine de o săptămână, unde, alături de Patriarhul Rus Kiril, care susține invazia rusă în Ucraina, a participat la ședința Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse. Cu numele demerean Nicolae Cantarean, Mitropolitul Vladimir, în vârstă de 71 de ani, conduce de 32 de ani Biserica Ortodoxă din Moldova. Comisia Europeană schimbă regulile pentru aderarea Ucrainei și Moldovei la UE, fiind propus un mod gradual de integrare în blocul comunitar. Autoritățile de la Chișinău consideră că noul model ar urma să urgenteze procesul pentru țara noastră. Potrivit președintelui Parlamentului, astfel Moldova ar putea deveni stat membru înainte de 2030, termen stabilit anterior de conducerea țării. Igor Grosu a spus de asemenea că la summitul UE de astăzi nu va fi anunțată data începerii negocierilor de aderare, așa cum se aștepta. Se vorbea anterior că în martie o să avem un nou raport pe Republica Moldova și vom afla și acea dată când vor începe negocierile propriu zise. Da, exact. Înțelegem că acum s-a stagnat pe acest subiect. Nu vom avea astăzi un răspuns. Suntem optimiști, bine, azi sau nu, azi noi suntem optimiști ca împreună cu Ucraina sau la mică distanță de decizia în cazul Ucrainei să avem această decizie și să aibă loc acea conferință de lansare a procesului de negociere. Deci ăsta e obiectivul nostru, asta facem, asta am discutat cu omologii mei acum la conferința președinților țărilor dunărene. Igor Grosu nu a putut să ne spună dacă stagnarea în privința stabilirii unei date pentru începerea negocierilor de aderare are vreo legătură cu faptul că nu au fost îndeplinite acele condiționalități din decembrie privind numirea unui procuror general, finalizarea procesului de vetting la Curtea Supremă de Justiție și a
adoptarea unui set de legi privind deoligarhizarea. Nu, noi suntem în permanent contact, noi le explicăm, procesul durează un pic mai încet decât noi ne-am dorit, dar vedeți, ceea ce ține de completarea membrilor în Curtea Supremă a Justiției, deci procesul are loc. Procuror general, deci noi demonstrăm că suntem bine intenționați și facem tot efortul, tot ce ține de noi, de Parlament. Dar și aceste instituții de autoguvernanță, ele trebuie să se miște și aici sperăm că sunt și ele sensibile, iată, la toate aceste solicitări. Eu sunt optimist și sper să obținem decizia. Președintele Parlamentului a salutat noul mecanism propus de Comisia Europeană, care prevede ca țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană, precum Republica Moldova, Ucraina și cele din Balcanii Occidentali, să fie integrate în blocul comunitar în mod gradual. Ce înseamnă asta, dacă ați vorbit cu partenerii despre asta, și ce presupune această integrare? E o discuție mai veche, ea cumva răspunde dinamicii și vitezii cu care se schimbă lucrurile în Uniunea Europeană, în proximitatea Uniunii Europene și țările care se pot mișca mai repede, care pot demonstra progrese, se poate face lucrul ăsta, să fie mai multă flexibilitate în cadrul Uniunii Europene privind luarea deciziilor, așa ca să nu existe riscul de blocaj. Și am avut câteva experiențe, și puțin o experiență în care ne-a făcut niște emoții. Eu cred că sunt propuneri foarte binevenite, în special pentru noi candidați, noi aspiranți, noi Ucraina, Balcanii de Vest. Eu zic că e de bine, sperăm să fie acceptat de toți membrii. Nu se știe însă când ar urma să fie aprobată această propunere lansată de Comisia Europeană, care însă, potrivit lui Grosu, ar putea grăbi procesul de aderare a Moldovei la UE. Dar asta poate urgenta acel termen despre care noi vorbeam anterior, 2030? Sigur. Păi asta și răspund cumva și la dinamica și la viteza cu care se mișcă lucrurile și, da, cel care este mai disciplinat, mai harnic, se poate avansa și noi să beneficiem. Cum aflu, cum vă spun. Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană pe 3 martie 2022 după declanșarea invaziei ruse asupra Ucrainei. În iunie 2022, Consiliul European a acordat Moldovei și Ucrainei statutul de țări candidate la aderarea la UE, iar pe 14 decembrie 2023 a aprobat începerea negocierilor de aderare. Mâine, vicepremierul pentru integrare europeană ar urma să aibă o conferință de presă în care să anunțe ce decizii s-a luat la Bruxelles în legătură cu parcursul european al țării noastre. Bașcanul Autonomiei Găgăuze a obținut anul trecut 10.000 de euro de la evenimente de familie. În declarația sa de avere depusă la Agenția Națională de Integritate, Evgenia Guțul scrie că cea mai mare parte a banilor familiei a fost dobândită la zile de naștere și cumetrii. În act este indicat și faptul că bașcanul are un salariu de 20.000 de lei, un apartament și două automobile. Evgenia Guțul, în spatele căreia s-ar afla fugarul Ilanjor, a acces în funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze în iulie anul trecut, iar pentru nici jumătate de an în exercițiu, aceasta a fost remunerată cu aproape 150.000 de lei, salariul ei lunar fiind de 20.000 de lei. Din declarația sa de avere se vede că Evgenia Guțul are rude și prieteni generoși, asta pentru că evenimentele de familie au generat venituri în sumă totală de peste 26.000 de euro. Astfel, Guțul a declarat că a primit drept cadou sau donație 5.500 de euro la un eveniment de familie, 150.000 de lei la ziua sa de naștere, 4.000 și 3.000 de euro la ziua de naștere unui membru de familie, alți 70.000 de lei la ziua de naștere a altui membru de familie și 11.200 de lei de la cumetrie. Anterior, când a fost întrebată despre veniturile sale, Guțul a spus că asta înseamnă udacină vă-ți zamuș. Поэтому я больше комментировать ваш вопрос не буду. Asta deși în declarația sa de avere este indicat că în 2023 soțul său ar fi primit un salariu total de 20.000 de lei. În declarația sa de avere, Guțul a mai indicat că deține un apartament obținut în 2019 cu o suprafață de peste 47 de metri pătrați, ce valorează 300.000 de lei. Familia lui Guțul deține și două automobile, un Mercedes Vito fabricat în 2010 și un Volkswagen Jetta din 2016. Prima mașină a costat doar 10.000 de lei, iar a doua 50.000 de lei. Evgenia Guțul a câștigat alegerile în autonomie anul trecut.
fiind susținută de penalul fugarii Lanșor. Organele de drept au declarat că voturile au fost cumpărate, prezentând în acest sens mai multe înregistrări audio. Guțul este cercetată penal în dosarul de finanțare ilegală a partidului Șor, scos în afara legii și, potrivit procurorului general, ar exista suficiente dovezi pentru condamnarea acesteia. Percheziții în penitenciarul numărul 13 din capitală, ofițerii Inspectoratului Național de Investigație au descins în celulele mai multor deținuți într-o cauză penală ce vizează o organizație criminală. În urma perchezițiilor au fost găsite 10 de telefoane mobile și înscrisuri în ciornă care prezintă interes pentru cauza penală. Potrivit poliției, organizația criminală este formată din deținuți, dar și persoane aflate în libertate, implicate în extorcarea banilor de la persoane fizice, șantaj, circulație ilegală a substanțelor narcotice, dar și a altor infracțiuni săvârșite atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și a țărilor Uniunii Europene și CSI. Acum polițiștii urmează să identifice toate persoanele implicate, dar și victimele. Ministerul Educației a aprobat o metodologie prin care va monitoriza plățile părinților pentru grupele cu program prelungit. Stabilim foarte clar cât costă aceste grupe cu program prelungit în funcție de regimul lor, dacă sunt de 3 ore sau de 6 ore. Așadar, părinții vor fi nevoiți să scoată bani din propriile buzunare. Cât vor trebui să plătească și ce spune Primăria Capitalei despre soluția ministerului, aflați în jurnal. Caz terifiant în capitală, o femeie a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost stropită cu acid de către soțul ei. Ea a suferit arsuri grave pe tot corpul. Curând s-a ales și fiica de 7 ani care a încercat să-și ajute mama. Soțul a fost reținut și internat la psihiatrie deoarece s-ar afla la evidență. Coșmarul acestei femei de 37 de ani care a cerut să-i protejăm identitatea a început pe 28 februarie, ziua în amiaza mare. Spune că tocmai a revenit acasă după ce a muncit 2 luni peste hotare. Am pus baliza jos și mama a șezat pe pat. După care soțul a ieșit, a luat sticlă de acid și m-a salvat. Țin minte că am fugit din casă, fetița mea fugea spre mine. Și eu spre dânsa și am putut fugi pe lângă el și am fugit afară. Și am strigat, chemat salvarea și atât. Mi-am înțeles nimic. Și a revenit la terapie intensivă la Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie din capitală, fiind în stare critică cu arsuri grave pe tot corpul. Pacienta a fost adusă în stare de sopor, adică o stare de precomă. Arsurile sunt, din păcate, adânci, gradul 4, pe o suprafață destul de mare, 20%, în regiunea gâtului, a feții, membru superior drept, umărul torace, spatele pe partea dreaptă și ambele picioare. A avut de suferit și fetița femeii, copiii. Copila de 7 ani a primit arsuri pe față în timp ce a încercat să-și ajute mama. Fata este în afara pericolului și a fost externată. Era la bucătărie și ea când m-a auzit strigând a fugit spre mine și eu fugeam, mi-am dat seama, fugeam spre ea. Femeia spune că soțul ei, alături de care a trăit 13 ani și cu care are 2 copii, este un bărbat liniștit, deși era la evidența medicului psihiatru. Nu am avut nicio ceartă, deci nu am reușit să comunicăm. Era foarte pasiv, nu avea nicio activitate. Lucra? Nu am avut conflicte, nu am avut careva. Bărbatul este cercetat penal pentru tentativă de omor și riscă până la 15 ani de închisoare. Suspectul de 56 de ani a fost reținut. Ținând cont de faptul că acesta are stabilit o diagnoză, acum se află sub supraveghere strictă într-o instituție medicală specializată, până la expunerea specialiștilor despre starea sănătății acestuia, cu ulterioara adoptarea unei decizii legale. Pentru a se recupera, femeia are nevoie de mai multe intervenții chirurgicale, de reconstrucție facială, dar și a membrelor afectate. Totodată a început kinetoterapia, însă despre o reabilitare definitivă deocamdată este de vreme de vorbit. Întreg tratamentul este oferit gratuit de echipa de medici din secția de arsuri și chirurgie plastică. Proiectul privind votul prin corespondență, ce ar putea să fie implementat la prezidențialele din toamnă în Canada și SUA, va fi dezbătut astăzi în Parlament. Iar socialiștii și comuniștii au protestat în fața Comisiei Electorale Centrale față de această inițiativă, pe care o consideră discriminatorie. Partidele din opoziție amenință că vor contesta decizia la Curtea Constituțională și la Comisia de la Veneția. Comunicarea!
comuniștii și socialiștii împreună cu câțiva susținători s-au adunat în fața Comisiei Electorale Centrale, unde, înghesuit sub umbrele, au scandat lozinci antiguvernare. Peste drum avea loc un contraprotest. Socialiștii și comuniștii s-au declarat împotriva introducerii votului prin corespondență. Pentru introducerea votului prin corespondență doar pentru 3% de alegători care sunt în diaspora. Considerăm că este o discriminare. Constituția Republicii Moldova prevede clar drepturi egale pentru toți cetățeni și posibilități egale pentru toți cetățeni. Мы сегодня пришли именно к Центральной избирательной комиссии, так как мы считаем, что, к большому сожалению, работники этой структуры являются пособниками режима и в том числе участвуют в попытке представителей власти дискриминировать наших граждан, которые находятся за границей, а также попыткой своровать голоса людей. Батренча declarat că legea care ar urma să fie votată mâine în Parlament creează grave probleme de legalitate, precizând că nimeni nu știe cum buletinele de vot vor fi transmise prin poștă, nici prin ce poștă și nici cum vor fi securizate. Vom contesta la Curtea Constituțională și la Consiliul Europei, la Comisia de la Veneția. Apropo, a câta oară guvernarea de la Chișinău ignoră poziția Comisiei de la Veneția? Am vorbit cu experții Comisiei și ei ne-au spus că azi Republica Moldova nu a expediat nici un proiect de lege la avizarea Comisiei de la Veneția. Modificarea condițiilor de votare în anul electoral este o ilegalitate și este o problemă că este necoordonată. Responsabilii de la CEC ne-au spus că nu vor comenta revendicările manifestanților și protestul, despre care spun că este o acțiune regizată de unii actori politici. Nici cei de la PAS nu au oferit comentarii, dar înainte de protestul de la CEC, proiectul privind votul prin corespondență a fost avizat pozitiv de către guvern. Guvernul trebuie să-și creează oportunități pentru vot, pentru diasporă, ca să avem posibilitatea unei participări cât mai ușoare în procesele democratice care sunt fundamentale pentru stat. Inițiativa privind pilotarea votului prin corespondență a fost anunțată de deputații PAS la începutul acestei luni. Aceștia au anunțat că la alegerile din acest an, moldovenii din SUA și Canada ar putea vota prin această metodă. Ministerul Educației va monitoriza plățile pentru grupele cu program prelungit, în acest sens fiind aprobată o metodologie care prevede că părinții vor achita de la 350 până la 500 de lei pentru aceste servicii. Dan Berciun a menționat că în acest mod se încearcă soluționarea blocajului creat de responsabilii de la Primăria Capitalei, care au sistat finanțarea acestor grupe. Cei din urmă au scris că metodologia a fost de fapt propusă de ei. O să existe un regulament aprobat de către minister, o să-l publicăm mâine, prin care îl stabilim foarte clar cât costă aceste grupe cu program prelungit în funcție de regimul lor, dacă sunt de 3 ore sau de 6 ore și instituțiile de învățământ pot să încaseze aceste resurse de la părinți, dacă părinții sunt dispuși să achite pentru ele. Această decizie vine după ce Primăria Capitalei a creat blocaje în acest sens, spune ministrul, anunțând despre încetarea finanțării grupelor cu program prelungit din lipsă de bani. Așadar, părinții vor fi nevoiți să scoată bani din propriile buzunare. Costul va varia probabil în 350 pentru o grupă de 3 ore și 500 de lei pe lună, urmând ca după aprobarea ordinului de către minister, instituțiile de învățământ să discute cu părinții și să decidă cum nemijlocit implementează aceste prevederi. În luna ianuarie, municipalitatea a anunțat o soluție similară privind activitatea grupelor cu program prelungit din capitală, însă aceasta trebuia să fie aprobată în CMC, lucru care nu s-a întâmplat nici până astăzi. În absența acestor reglementări din partea Consiliului Municipal, până acum nu exista un cadru legal prin care părinții să poată achita pentru programele cu regim prelungit organizate de instituțiile de învățământ. Responsabilii din cadrul primăriei au scris într-un comunicat că această metodologie ar fi fost propusă de fapt de municipalitate, însă ar fi fost anulată de guvern. Anterior, impunerea taxelor a stârnit critici în rândul membrilor Asociației Părinți Solidari. În acest an, peste 38.000 de elevi din 124 de școli din Chișinău au fost înscriși în clase cu program prelungit. Explozie de culoare în Olanda, unde a început tradiționalul festival al lalelelor. La numai 35 de kilometri de Amsterdam, în Grădina Europei, așa cum mai este numit acest loc, se adună sute de pasionați de flori. Revenim cu mai multe imagini la știri.
Fermierii polonezi au reluat protestele, au blocat drumurile în întreaga țară cu tractoare și tehnică agricolă și amenință că vor manifesta până la sfârșitul lunii. Agricultorii au revenit în stradă după ce nu au primit un răspuns favorabil de la premierul Donald Tusk la revendicările lor. Ei sunt nemulțumiți de scutirea de taxe a importurilor ucrainene și de politicile climatice ale Uniunii Europene. Aceste imagini au fost filmate la un punct de trecere a frontierei dintre Ucraina și Polonia, unde tractoarele fermierilor poloneze au blocat accesul și spun că vor permite trecerea unui autobuz de pasageri la 2 ore. În multe orașe poloneze s-au creat ambuteiaje, deoarece fermierii au blocat drumurile și intersecțiile cu tractoare, în special străzile de acces către Varșovia. Imaginile arată fermieri care purtau steaguri poloneze și obstrucționau un drum dintr-un oraș din sudul țării. Potrivit poliției poloneze, au fost anunțate proteste în 580 de localități, cu un total de 70.000 de participanți. Obowiązkiem jest zapewnić krajowi bezpieczeństwo żywnościowe. I gdy nas po prostu zabraknie, to społeczeństwo będzie zmuszone jeść rzeczy spoza Unii Europejskiej, gdzie będą po prostu importowane. Fermierii din Polonia și din întreaga UE au cerut modificarea restricțiilor impuse de planul Green Deal al blocului comunitar pentru combaterea schimbărilor climatice. Co Unia Europejska mówi i komisarze unijni, to jest po prostu kosmetyka. Nas to nie zadawala, takie kosmetyczne, prawda, zmiany w Zielonym Ładzie. My się domagamy konkretnych zmian. Jeszcze pani redaktor, sytuacja też, że tak powiem, nas drażni, bo jeżeli premier rządu polskiego wypowiada się na konferencji prasowej, że my jesteśmy sterowani przez kogoś i uzależnieni jesteśmy od kogoś, nieprawda. De asemenea, fermierii cer reintroducerea taxelor vamale pentru importurile de produse agricole din Ucraina. Ei spun că fermierii ucraineni inundă piețele UE cu importuri ieftine. O companie din Marea Britanie a obținut carne de laborator numai bună pentru gătit. Întreprinderea a făcut și o prezentare a întregului proces de producție. Chiar dacă nu poate fi comercializată deocamdată, multe restaurante sunt interesate să pună carnea de laborator în meniuri. În Israel, de exemplu, e deja autorizată pentru consum. This is the beginning of our process, and just like on a farm, we start with that small piece of meat. Așa arată o fermă în care se produce carne de laborator. Specialiștii au nevoie de o bucată de carne naturală de dimensiunea unui cub de zahăr pentru a putea produce kilograme de carne artificială, numai bună de pus pe grătar. So the next part is that we make sure we've got just the pure muscle and the pure fat cells. So we want to only grow the parts of the animal which we want to eat. So none of the gristly bits, tendon, cartilage, ligaments, etc. Celulele colectate urmează să fie multiplicate în laborator. This is the next stage of the process. It's essentially a mixing tank. What is actually in there? So in there we have some beef cells at the moment, some beef muscle stirring around, and then we've got our own culture media formulation, which is the nutrition for the cells, it's food. So are those cells growing in there all the time? They are, exactly. So we'll bring those through the process from smaller scales up through larger and larger. După aproximativ 4 zile, carnea este gata. We're not quite at the stage of fillet steaks yet. We will be there in years to come, but what comes out of the process is similar to mincemeat. O textură potrivită pentru niște chiftele, de exemplu, iar primele teste s-au făcut deja în bucătăria unui restaurant din zonă. Here we go. That is very nice. That is great. It's got some seasoning in there. I can taste some herbs and spices and very nice texture as well. I'm getting a genuinely meaty flavor as well. How do you think your customers will react to cultivated meat? I mean, something that was essentially grown in a lab. It would certainly take a little bit of education because it's new. În Marea Britanie, carnea artificială nu a primit încă aprobarea autorităților pentru a fi comercializată, iar dacă patronii de restaurante se arată interesați de astfel de produse, clienții au opinii împărțite. I would try lab grown meat because I'm conscious of how
farming meat is affects the environment. That's a hell no from me. I just don't like the idea of it. I think it sounds weird. Principalul argument al companiilor care investesc masiv în producția de carne de laborator este că realizarea acesteia este mult mai puțin poluantă în comparație cu o fermă. În Olanda a început sezonul alelelor, un superb spectacol natural de culori și miresme. Festivalul este găzduit de cea mai mare grădină cu flori din Europa și locul unde pot fi admirate peste 7 milioane de lalele. Explozie de culoare în grădina botanică Keukenhof de la preferia orașului olandez Haga. Cu un spectacol uluitor de culori oferit de lalele, grădina este una dintre cele mai importante atracții turistice din țările de jos. Din martie până în mai în Olanda se sărbătorește Festivalul Lalelelor. Astfel, pe o suprafață de 32 de hectare sunt plantate peste 7 milioane de bulbi de flori. Je ziet al, hier komt een andere soort komt er al tussendoor. Dus het is hier eigenlijk een mengsel, maar dan geplant in twee lagen en dan doen wij lasagne techniek. Fără îndoială, tabloul uimitor atrage sute de mii de vizitatori. Locul este deschis doar câteva săptămâni pe an. Asta pentru că imensa grădină găzduiește an de an doar flori de primăvară. Organizarea acestui eveniment nu e ușor. Uiteindelijk heb ik ook wel slapeloze nachten gehad. Het regende zoveel en zo hard en er stonden echt wel plasjes her en der van hoe zal het eruit komen. Turiștii pot admira lalele, narcise, brândușe, zambile, crini, frezii sau flori de grădină. În acest an, Keukenhof își deschide porțile pentru a 75-a oară. Cu această ocazie au fost sădite flori de mai multe culori, iar în mijloc se vede cifra aniversară. Krijgen we alles op tijd af en is het echt het laatste dingetje helemaal gereed. În cel mai impresionant paradis floral din Europa pot fi admirate și grădini inspiraționale, 10 de opere de artă instalate pe alei, lacuri cu pești și nenumărate specii de păsări. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!